Bun găsit, dragi telespectatori! Ne aflăm astăzi la Centrul Medical Speranța Bolnavilor din Barticești, alături de doamna doctor Oana Raluca Gheorghiță, medic specialist recuperare medicală și reumatologie. Bună ziua! Bună ziua! Doamna doctor, astăzi vom aborda tema artroza. De aceea, pentru început, aș vrea să vă întreb ce este artroza? Artroza, putem spune că este la ora actuală un flagel, pentru că ea, alături de bolile cardiovasculare, boala cardiacă ischemică și diabetul zaharat, are o pondere foarte mare în rândul populației vârstnice. Nu numai atât, dar artroza în ultimul timp a suferit și un proces de întinerire, pentru că diagnosticul de artroză se pune de foarte multe ori înaintea vârstei de 65 de ani. Să nu uităm că artroza reprezintă o boală degenerativă, o boală cronică a cartilajului, determinată de diferențele dintre factorii care distrug cartilajul, practic un dezechilibru între factorii care distrug cartilajul și factorii protectori pentru cartilaj, acest dezechilibru fiind în favoarea factorilor destructivi. Este o boală progresivă, este o boală care, nedescoperită și netratată la timp, poate fi invalidantă. Și să nu uităm că este principalul motiv de absenteism la pacienții tineri, la pacienții încă activi. De asemenea, 80% din pacienții cu artroză au grade limitate de mișcare, iar 25% dintre aceștia au afectate activitățile zilnice, ADL-urile, adică activitățile zilnice pentru îngrijire și pentru întreținere. Care este problema majoră generată de artroză? Problema majoră generată de artroză este durerea, pentru că durerea este aceea care îl determină pe pacient să se prezinte la medic. De cele mai multe ori trebuie pacientul foarte bine interogat în ceea ce privește durerea. Trebuie întrebat de cât timp are durerea, ce ritm are durerea, dacă durerea este mecanică, adică este aceea de durerea de mișcare și care este ameliorată de repaus, sau dacă durerea este inflamatorie, este durerea inversă, care apare în timpul repausului și în special în timpul repausului nocturn, dacă această durere îi limitează mișcarea și în ce grad, dacă această durere iradiază, dacă apare în anumite condiții și, de asemenea, pacientul trebuie întrebat în ce grad îi limitează activitatea fizică și dacă la această durere, foarte important, este asociată și redoarea matinală, pentru că redoarea matinală este aceea care de cele mai multe ori poate să facă diferența între artroză și bolile inflamatorii reumatismale. Așadar, ne-ați făcut cumva o clasificare a durerii artrozice. Cam acestea sunt tipurile de durere pe care un pacient o poate simți? Da, și este foarte important de spus că durerea se împarte foarte simplu în durere acută și durere cronică. Durerea acută este acea durere care persistă sub 30 de zile, este un semnal de alarmă pentru pacient. De cele mai multe ori este primul simptom care îl trimite pe pacient la medic. Durerea acută are în spate o problemă care poate fi decelată prin anamneză, prin examenul clinic și ulterior prin completarea cu examenele paraclinice, cu radiografii, cu examene de laborator. De asemenea, durerea acută se ameliorează pe parcursul tratamentului și de cele mai multe ori este o durere care nu mai reapare sau apare la intervale mai mari de timp. În timp ce durerea cronică, durerea de tip artrozic, este o durere care, așa cum am spus, apare la mișcare, este ameliorată de repaus, este o durere chinuitoare, persistentă, care afectează pacientul în anumite grade. Este o durere care afectează pacientul nu numai pe plan fizical, cât și pe plan emoțional. Este o durere care de cele mai multe ori izolează pacientul, care îl face pe pacient să lipsească de la lucru, să aibă o poziție retrasă atât în cadrul societății cât și în cadrul familiei și să nu uităm că la pacienții artrozici această durere este meteorosensibilă, o mare problemă în zona temperată în care trăim și la 30% din pacienții artrozici această durere este o durere de tip nocturn, care uneori pune probleme de diagnostic cu bolile inflamatorii.
Adică noaptea apar frecvent aceste dureri, bineînțeles, pacientul nu mai poate dormi. Dimineață, exact, pacientul spune, nu mă pot odihni din această cauză, ziua nu-mi pot desfășura activitățile așa cum trebuie, este somnolent sau, din contră, este agitat, este irascibil. Cum este durerea articulară din artroză? Durerea articulară din artroză este o durere persistentă. Este o durere cu grade variate în funcție de limita de durere, de pragul de durere al fiecărui individ, dar și de stadiul în care se află artroza respectivă. De asemenea, este o durere care este agravată de mișcare, este agravată de supra-solicitare, de ortostatismul, de statul mult în picioare sau de menținerea unei poziții constante prelungite, chiar și poziția șezândă prelungită. În special, în artroza de genunchi este o durere agravată de urcatul coborâtul scărilor, este o durere agravată de mers în coxartroză, în artroza șoldului. Așa cum am spus, este o durere meteorodependentă și de cele mai multe ori trebuie crezut pacientul că îl doare, pentru că pacientul este acela care se autoevaluează și pacientul este acela care își poate cuantifica corect durerea. Și noi, medicii, putem face acest lucru și avem la îndemână o serie de factori, o serie de modalități de cuantificare a durerii. Cel mai simplu este așa zisul VAS, Visual Analog Scale, care cuantifică durerea cu note de la 0 la 10. 0 însemnând în momentul în care nu ai deloc durere și 10 însemnând în momentul în care ai o durere maximală, o durere invalidantă. Pacientul își dă o notă, medicul își dă o notă și se face o sumă. De asemenea, sunt mai multe alte scale care ne pot ajuta în cuantificarea artrozei, atât din punct de vedere al durerii, cât și al dizabilității, cât și al limitării mobilității, așa cum am mai spus, aceasta fiind o a doua problemă în cazul artrozei. Vorbim aici, le trec în revistă, despre SF36, un chestionar despre dizabilitate și despre durere, despre HAC, care este un chestionar foarte important, având în vedere că pune printre întrebări problemele despre activitățile zilnice de suport, despre nevoia de a avea tot timpul un ajutor în activitățile zilnice. Și de asemenea, mai sunt mulți alți parametri care pot cuantifica durerea. De unde pornește totul? Adică această afecțiune trebuie să aibă și cauze. Aș vrea să înțeleagă și telespectatorii noștri, poate sunt care se confruntă cu astfel de dureri și să știe de unde pornește totul, pentru că un pacient poate gândi, bine, dar și vecinul meu muncește ca și mine sau face același efort și nu are dureri. Din această cauză trebuie să ne adresăm specialistului și asta trebuie făcută cât mai devreme. Pacienții trebuie să înțeleagă faptul că nu resimte aceeași durere două persoane la fel, de asemenea că nu aceeași durere este la fel și, foarte important, în artroză, durerea nu se corelează cu examenul radiologic. Adică sunt pacienți care se prezintă cu o radiografie în care artroza este într-un stadiu avansat, dar pacientul este bine compensat, îl doare, își manifestă totuși durerea, dar cu caracter intermitent și își poate desfășura cât de cât activitățile zilnice. Pentru că acest cartilaj articular, sub influența factorilor care îl degradează, ajunge să se subțieze în timp, ajunge să-și piardă din calitățile lui normale. Și în acest fel apar modificări progresive ale cartilajului, care în stadii avansate afectează și osul subcondral, adică osul de subcartilaj. Acest os suferă prin microfracturi, prin geode. Osul acesta devine un os osteoporotic, un os care nu mai poate suporta o presiune care până atunci era oarecum normală. Concomitent cu aceste modificări, se produce o îngustare a spațiului articular, care îngustare este un adaos suplimentar la durere și la limitarea funcțională a articulației. De asemenea, organismul uman trebuie știut că nu mai produce anumite zone ale corpului tipice nervului respectiv. De asemenea, un rol mai puțin important în durerea articulară îl are sinoviala. Se știe că sinoviala joacă un rol foarte important și inflamația sinovialei în bolile inflamatorii reumatismale, dar mai puțin în artroză.
Este foarte, foarte bine de știut și faptul că degradarea articulară antrenează cu sine o contractură musculară reflexă, care accentuează durerea și de asemenea că această degradare articulară este o cauză pentru degradarea structurilor periarticulare, a capsulei, a ligamentelor, a tendoanelor, care sunt foarte bine inervate și de cele mai multe ori de aici pleacă durerea. Cartilajul în sine nu doare. Cartilajul nu este inervat și nu doare. Cum afectează pacientul durerea? O reprezentare plastică a durerii artrozice am văzut-o la un congres și era ca o umbrelă neagră sub care pacientul stătea, dar prin această umbrelă treceau atât picurii de ploaie cât și toate fulgerele și tunetele din atmosferă și fiecare dintre ele reprezenta ceea ce antrenează durerea artrozică. Așa cum am spus, antrenează limitarea mișcării. Pacientul devine din ce în ce mai inactiv. Pacientul nu își poate desfășura activitatea zilnică decât dacă adoptă anumite posturi antalgice, de cele mai multe ori nefiind niște poziții corecte și acestea intrând în cercul vicios al agravării durerii. Pacientul uneori are nevoie de suportul membrilor familiei, are nevoie de un suport extern reprezentând în orteze, în bastoane de sprijin, în cârje de sprijin. De asemenea, foarte important este această redoare matinală. Pacienții, mai ales pentru pacienții activi, care se grăbesc să ajungă la serviciu, a te simți înțepenit și a te mișca asemenea unui roboțel 10, 20 până în 30 de minute, cum este redoarea articulară din artroză, este într-adevăr un real disconfort. Pacientul de asemenea suferă de nopți nedormite, așa cum am mai spus, și de absenteismul de la serviciu, care atrage după sine o întreagă cohortă de consecințe. Așadar, afectează și viața personală și, și pe cea profesională. Adică este greu să mergi la serviciu și să ai rezultate bune, pentru că aici depinde și de tipul de serviciu pe care îl prestează pacientul. E greu să trăiești cu durerea. Da, e greu. Da. Am vorbit despre durere, am vorbit despre simptomele artrozei, despre cauze și aș vrea să vorbim acum și despre tratament. Managementul optim al artrozei trebuie instituit încă din faze precoce. Trebuie ca pacientul să se prezinte la medic încă de la primele semne ale durerii și aici un rol foarte important îl are medicul de medicină de familie, care ar trebui să, în momentul în care nu mai poate manageria pacientul prin tratament medicamentos, ar trebui să-l deservească unui medic specialist, reumatolog de recuperare medicală sau un medic specialist în terapia durerii. Pacientul trebuie tratat atât medicamentos, cât și non-farmacologic. Se pune un mare accent în ultimul timp pe educația pacientului. Pacientul trebuie să știe ce are voie să facă, ce mișcări să evite, trebuie să știe că dacă este supraponderal și majoritatea pacienților artrozii sunt supraponderali sau chiar obezi, trebuie neapărat să slăbească în greutate, în felul acesta decongestionându-și articulațiile, trebuie să aibă un regim de viață echilibrat și trebuie să se miște. Sunt pacienți care în momentul în care au această durere artrozică nu se mai mișcă. Își limitează mișcările, exact, și în acest fel nu fac decât să crească limitarea mobilității, să crească redoare. Un tratament medicamentos optim este acela adoptat de forurile care sunt competente în acest domeniu. Amintesc aici EULAR-ul și ACR-ul, cele două foruri care dictează cam totul în reumatologie și în recuperare medicală. Și conform acestor foruri se începe în durerile ușoare cu administrarea antalgicelor. Cel mai uzitat în vest, mai puțin uzitat la noi, este paracetamolul. Paracetamolul 500 de mg pe comprimat se poate merge chiar până la administrarea 6 comprimate pe zi, pe 24 de ore, dar nu se ajunge niciodată la valorile astea. De regulă, cam 2-4 comprimate sunt suficiente. Atenție foarte mare la vârstnici și la cei care au afecțiuni hepatice. Da. De asemenea, foarte, foarte uzitat este tratamentul cu antiinflamatorii. Se aleg de regulă acele antiinflamatorii care au un efect rapid și care au o acțiune îndelungată. Și se preferă antiinflamatorile selective, non-steroidiene selective, care de cele mai multe ori trebuiesc asociate cu un gastroprotector pentru a evita tocmai efectele cele mai frecvente, efectele secundare gastrointestinale. Dacă
această asociere antalgic antiinflamator sau tratamentul unilateral cu unul dintre aceste două nu dă rezultat, atunci se preferă începerea cu asocieri între antalgicele opioide și paracetamol, sunt multe pe piață, sau se administrează tratamente antalgice mult mai puternice. Și nu în ultimul rând, în tratamentul medicamentos al durerii se recurge la infiltrațiile intraarticulare. Infiltrațiile intraarticulare cu corticosteroizi ajută în special în artroza care este la debut și în artroza care se manifestă uniarticular, la un genunchi, la un șold, la nivelul unui picior sau unei glezne. Tratamentul medicamentos, așa cum am spus, trebuie asociat optim cu tratamentul non-farmacologic și aici revine rolul nostru și ceea ce desfășurăm noi aici în centru. Este tratamentul fizical. Uh-huh. Tratamentul fizical care are la îndemână mai multe modalități. În Centrul Medical Barticești avem toate aceste modalități de tratament, paleta completă. Și anume avem hidrokinetoterapie, care se desfășoară în bazin cu apă sărată și cu temperatura optimă de tratament de 37 de grade. Avem de asemenea o sală bine dotată de kinetoterapie, kinetoterapia fiind foarte importantă pentru pacienții artrozici. Kinetoterapia se asociază optim cu masajul, se asociază optim cu electroterapia, cu laserul, cu ultrasunetele, toate acestea fiind înglobate într-un tratament individualizat care se aplică pacientului după un consult medical amănunțit. Și să nu uităm că pacientul artrozic, fiind un pacient vârstnic, are multiple comorbidități, de aceea trebuie să fim foarte circumspecți în a-i acorda un tratament medicamentos și non-medicamentos, trebuie să ținem cont de aceste comorbidități și nu în ultimul rând, trebuie să avem în vedere faptul că multe din aceste tratamente au și efectele secundare și de cele mai multe ori stăm pe muchie de cuțit între a trata corect pacientul și a evita efectele secundare ale acestuia. Cum reușiți să creați o balanță între acestea două? Balanța se creează, în primul rând, prin a avea o discuție corectă și completă cu pacientul de la bun început, pentru că pacientul trebuie să fie compliant la tratament, adică trebuie să accepte tratamentul acordat de medic, dar în același timp pacientul trebuie să fie foarte conștient de acest tratament. Tratamentul trebuie să fie acceptat conștient de către pacient, da? El este cel care își monitorizează cel mai bine efectele tratamentului. Pacientul trebuie să fie conștient de faptul că această boală nu se vindecă, această boală este progresivă și depinde foarte mult de el, depinde foarte mult de felul în care își manageriază viața. De cele mai multe ori este foarte greu să schimbi niște concepții ale pacientului, să-i schimb stilul de viață. Mulți dintre ei preferă să ia un tratament medicamentos cu riscurile de rigoare decât să-și schimbe stilul de viață, să facă mai multă mișcare, să devină mai activi, să scadă în greutate și, nu în ultimul rând, să nu se mai automedicheze. Concret, în ce constă tratamentul artrozic? Tratamentul artrozic constă în îmbinarea perfectă dintre tratamentul medicamentos, pe care l-am amintit, și tratamentul non-medicamentos, care se desfășoară în centre specializate, așa cum este aici la noi. Și, de asemenea, foarte important este tratamentul profilactic. Pacientul trebuie învățat ce să facă să nu-l mai doară și ce să facă să evite efectele secundare. Nu în ultimul rând, vorbim aici de tratamentul chirurgical, care se adresează artrozei severe, în acest caz fiind vorba de protezarea articulațiilor mari, articulația șoldului, articulația genunchiului, dar ar trebui ca să nu se ajungă aici și ar trebui ca tratamentul chirurgical să fie instituit încă din faze precoce, știind fiind faptul că foarte mulți tineri au traume sportive și sau accidente care îi determină să aibă leziuni la nivelul genunchiului, leziuni meniscale și leziuni la nivelul ligamentelor. Aceste leziuni nu răspund foarte bine la tratamentul conservator, de aceea se impune o artroscopie cu rol diagnostic și terapeutic, artroscopie care salvează foarte mult viața genunchiului. De asemenea, putem spune că la modă sunt și infiltrații intraarticulare cu substanțe viscoelastice,
acidul hialuronic, asociat sau nu cu alte substanțe. Acest acid hialuronic are un rol important în a crește reologia lichidului intraarticular. Se administrează în injecții unice sau în injecții administrate la o săptămână fiecare, 3-5 injecții, la 6-12 luni și are un efect benefic în a prelungi viața cartilajului. Pe piață se găsesc de asemenea o serie de suplimente alimentare care reprezintă un tratament adjuvant al artrozei. Acestea conțin în special glucozamină chondroitină. Este foarte important ca aceste suplimente alimentare să nu fie acordate pacienților care au o scădere a toleranței la glucoză sau un diabet pentru a nu crește glicemia pacienților. De asemenea, aceste medicamente pot conține și extracte de gheara diavolului, extracte de boswellia, acid hialuronic în diferite combinații, colagen și în studii este precizat faptul că dacă un tratament timp de 6 luni cu astfel de suplimente alimentare nu își face efectul din punct de vedere simptomatic și funcțional, atunci acest tratament trebuie întrerupt pentru că este un tratament ineficient. La ce trebuie să vă raportați atunci când tratați pacientul artrozic? Trebuie să ne raportăm în primul rând la tipul de pacient pe care îl avem în față. Dacă este un pacient compliant, dacă este un pacient mai puțin compliant, trebuie să ne raportăm la vârsta acestuia, la severitatea artrozei, la gradul de limitare al mobilității funcționale, la gradul de activitate zilnică al pacientului, nu în ultimul rând la comorbiditățile pe care le au pacienții. Trebuie să ne raportăm de asemenea și la relația pe care pacientul o are cu societatea și relația pe care pacientul o are cu familia, cât suportare din partea familiei, cât suportare din partea societății și nu în ultimul rând trebuie să ne raportăm și la încrederea pe care pacientul o are în noi. Pacienții trebuie convinși că un tratament corect este un tratament individualizat, nu ceea ce îi se potrivește vecinei, îi se potrivește și lui. Da. Și mai ales internetul. Da, da este, că acolo căutăm prima dată. Da, când avem tata Google este pentru noi, de cele mai multe ori, pentru noi medicii spun un dușman, pentru că pacienții nu intră pe site-uri specializate, sunt site-uri specializate conduse de profesioniști în care pot lua legătura cu pacienți care au asemenea lor artroză, ci intră pe diferite site-uri de socializare unde, mă rog, sunt adică sunt diferite surse opinii. Și surse sunt surse și sunt surse. Și amatori clar, care absolut, da, se găsesc, da, da, așa zici, sfătuitori ai pacienților. De cele mai multe ori nu foarte binevoitori sau de cele mai multe ori sunt cei care pun mai presus de toate interesul lor material și nu interesul pacientului. Am înțeles. Doamna doctor, aș vrea să vă întreb, ce sfătuiți pacienții să facă, pacienții artrozici? În primul rând, îi sfătuiesc să se uite un pic în oglindă, știind fiind faptul că oglinda este pentru noi, că viața este ca oglindă pentru noi, pentru că în momentul în care îi zâmbește oglinzii, ea zâmbește înapoi. Da? Trebuie să-și păstreze optimismul, trebuie să învețe să trăiască cu artroza, trebuie într-o oarecare măsură să învețe să-și cunoască foarte bine durerea și să urmeze un tratament corect, să se adreseze specialistului, să respecte principiile de viață impuse de specialist și să nu le fie frică de schimbare. Aș vrea să ne descrieți care este echipa completă care trebuie să se ocupe de pacientul artrozic? Într-adevăr, pacientul artrozic fiind un pacient complex, trebuie să fie tratat de o echipă din care face parte, în primul rând, medicul de medicină de familie, care colaborează cu reumatologul, cu medicul de recuperare, cu specialistul în terapia durerii, cu ortezistul, cu ortopedul în ultimă instanță sau chiar de la bun început, depinde de cauza artrozei și nu în ultimul rând cu cei care sunt specialiști în asistență medicală la domiciliu. Ca să încheiem așa într-o notă, să spunem, informativă, aș vrea să ne spuneți mai întâi cum se comportă medicul în fața pacientului artrozic și ce ar trebui să facă pacientul artrozic pentru a nu mai simți acest disconfort și această durere.
La fel, la o prezentare de la congres, era o imagine foarte sugestivă a unui medic care, în momentul în care pacientul intra pe ușă și spunea mă doare, medicul ieșea imediat pe fereastră. Nu trebuie să luăm această atitudine, din contră, trebuie să fim binevoitori cu pacienții, trebuie să-i credem, da? Chiar dacă unii dintre ei își exagerează durerea, pentru că pacientul trebuie să fie întotdeauna în centrul actului medical, iar pacientul trebuie să trăiască cu demnitate și să aibă o calitate a vieții cât mai bună pe un termen cât mai lung. Sunt și pacienți, din ce mi-a spus dumneavoastră, care puțin amplifică această sau simt diferit durerea. Aș vrea ca un ultim sfat să le adresați pacienților câteva cuvinte, mă rog, posibililor pacienți din fața micilor ecrane. Așa zise mesajul de luat acasă. Așa, și să scoateți puțin în evidență de ce Centrul Speranța Bolnavilor din Barticești este ideal pentru tratarea unor astfel de afecțiuni. Așa cum am spus, dragi pacienți, este bine să nu vă automedicați, este bine să apelați tot timpul la un specialist atunci când vă doare, atunci când sunt probleme medicale, să colaborați bine cu medicul dumneavoastră, de familie, cu specialistul care vă tratează și nu în ultimul rând, ceea ce găsiți aici la Centrul Medical Barticești este un tratament complet, un tratament oferit cu profesionalism, atât de noi medici, cât și de echipa medicală cu care lucrăm, pentru că, așa cum am spus, trebuie să fim o echipă și să nu uitați că este foarte important ca în tratamentul artrozei dumneavoastră să fiți pionul principal și dumneavoastră trebuie să fiți cei care să știți să vă găsiți un echilibru între activitate și repaus și, nu în ultimul rând, trebuie să vă doriți să aveți o calitate a vieții cât mai bună pe un termen cât mai lung. Doamna doctor, vă mulțumim mult pentru discuția de astăzi, pentru informațiile furnizate în cadrul emisiunii. De ce nu o să mai fie și o altă dată, când poate vom reveni cu informații noi despre alte afecțiuni de care pacienții pot suferi. Vă mulțumim din nou. Mulțumesc și eu. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost și astăzi alături de noi. Așadar, am avut alături de noi pe doamna doctor Oana Raluca Gheorghiță, medic specialist recuperare medicală și reumatologie aici la Centrul Medical Speranța Bolnavilor din Barticești. Dacă aveți simptome similare cu cele descrise de doamna doctor, nu ezitați să ajungeți aici la centru, unde o echipă de medici specialiști, profesioniști, vă vor trata corespunzător. Vă mulțumesc pentru atenție, până data viitoare, numai bine!